Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare generală foarte frumoasă, sentimentală, dragii mei, pentru a vedea care mai este situația cu persoana de interes. Ca de obicei am să spun, este o etalare generală, luați doar ceea ce rezonează cu dumneavoastră, ceea ce nu lăsați pentru ceilalți, cu siguranță vom găsi mesaje și vom găsi lucruri care vă vor interesa direct și care vă vor da toate răspunsurile. Drăguților, haideți să începem să vedem ce ne spun cărțile. Pentru că vom face această etalare pentru a vedea ce se întâmplă mai departe și care este în acest moment sentimentul, gândul sau ceea ce are această persoană în inima și în interiorul său. Cei care doriți etalări private, aveți aici pe măsuță telefonul meu, oricând puteți apela, dragii mei, la fel și în descrierea acestui video, e-mailul și telefonul, ori de câte ori doriți să știți în detaliu și să aveți mai multe informații despre strict situația dumneavoastră. Mulțumesc tuturor celor care s-au abonat, celor care au făcut donații, celor care deja au apelat la etalări private, celor care, dragii mei, mi-au lăsat complimente, mi-au lăsat comentarii foarte frumoase de suflet, celor care sunt zi de zi lângă mine și care mă sprijină în munca mea. Și vă spun tuturor că vă mulțumesc din suflet și vă iubesc și mii de scuze că nu pot răspunde fiecare persoană în parte, așa cum mi-aș dori. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această persoană a dumneavoastră. Care este situația în acest moment în viața acestui om? Și care sunt mesajele pentru dumneavoastră? Bun. Dragii mei dragi, așa ca să vedem mai bine toate cărțile și să se vadă cât mai clar. Sper să le vedeți și dumneavoastră la fel de bine cum le văd și eu. Dacă nu, am să le mai apropii un pic. Cred că e mai bine așa. Perfect. Bun. Iubiții mei, ce se întâmplă în acest moment în viața acestei persoane? Da? Am început aici cu o energie a separării, a supărării și a faptului că cineva aici este încă necăjit pentru o situație care nu s-a rezolvat din trecut. Simt că foarte mulți sunteți separați și probabil că ați avut în trecut, dragii mei, mai mult decât sigur, decât în prezent, o relație cu o persoană unde au fost foarte multe diferențe, da? Avem aici dragostea ciudată și fix această energie, această cărticică, se referă la faptul că ori era o diferență de mentalitate, ori erau diferențe de ceea ce gândeați unul cu celălalt, ori v-ați contrazis pentru multe lucruri, sau ceva nu i-a convenit de aceste persoane din viața dumneavoastră. Poate unul avea aici responsabilități, altul nu, cineva n-a vrut să se implice cu banii, n-a vrut să se implice cu tot sufletul și la un moment dat a ieșit din această conexiune. Pentru alții, dragii mei, pot fi diferențe de vârstă sau relații care nu au funcționat pentru că au fost acele ciocniri de personalitate la diverse momente în care această persoană probabil se supăra, pleca, venea, când vă separați, când vă împăcați, când era afară, când era pe lângă, când mai spuneau ceva, când nu mai știați de câteva zile. Și eu cred că toată această iubire pe care dumneavoastră ați investit-o a ajuns la apogeu și cineva aici a rupt această legătură. Pentru mulți aici este că, sincer, v-ați plictisit și ați obosit, dragii mei, să tot investiți și să-l mai iubiți pe acest om așa cum a arătat sau cum a fost la început, pentru că la început probabil că ați avut parte de blândețe, de pasiune și de foarte multe lucruri care în timp eu văd că s-au pierdut. Ați trăit probabil cu acest om ceea ce nu ați trăit în ani, să spunem, dragii mei, cu partenerul anterior sau poate a fost acea dragoste care o întâlnești o singură dată în viață. Ce se întâmplă aici, după cum vedeți, ea a venit printr-o situație de soartă, da? O situație de soartă, o situație de destin, mai mult decât sigur sunteți suflete pereche, drăguților, și această dragoste a durut mai rău decât toate, da? Deci avem aici fix aceste energii în care eu simt că această persoană a părut salvarea dumneavoastră sufletească, dar ulterior a eșuat. A eșuat pentru că simt aici pentru mulți că erați mai mult decât doi într-o relație și probabil pentru acești oameni erați importanți, dar nu numărul unu. Nu numărul unu în sensul de a fi pe primul loc, în sensul de a lăsa totul pentru dumneavoastră și sunt convinsă că ați obosit să tot manifestați în viața noastră această persoană și sunt convinsă că ați alergat după această persoană doar ca să rămână. Ce se întâmplă astăzi? Simt că acest om vă manifestă el pe el, pe dumneavoastră sau, mai bine spus, relația pe care a simțit-o cu dumneavoastră la acel moment este mai sincer ca niciodată pentru că, dragii mei, s-au inversat rolurile și simt aici că această persoană
în final vede că și viața lui nu este așa cum și-a dorit-o, că și viața aia își arată colții, că cine bine face, bine găsește, dar cum el a făcut rău, asta îi se oferă și lui acum de către cei lângă care este în prezent. Spune asta pentru că simt că în viața lui în acest moment este o persoană aici destul de, să spunem, ciudată, destul de rea, destul de răzbunătoare, aș putea spune eu, pentru că văd foarte multe energii negative, bărbați și femei falși în jurul acestei persoane care au făcut într-o formă sau alta carmeastră să vă separați pentru mulți, da? Poate chiar e vorba de magie neagră, poate chiar e vorba de faptul că cineva aici a vorbit ce n-a trebuit, cineva v-a făcut pur și simplu bucata, nevinovați, și a spus lucruri despre dumneavoastră care nu erau adevărate. E ca și cum ați fost lovit prin spate fără să vedeți persoana care v-a trădat și de ce. În alte situații mai simt aici că această persoană este în momentul ăsta cu niște foști parteneri sau cu o situație cu o familie din care nu a putut ieși foarte ușor, pentru că are foarte multe responsabilități, dragii mei. Și nu uităm că divinitatea lucrează și ea în momentul ăsta pentru amândoi, pentru că văd aici că sufletul acestei persoane în final se deschide încet încet și își face lumină în viață. Spun asta pentru că, vedeți dumneavoastră, înțelepciunea se câștigă odată cu experiența și văd aici pentru foarte mulți că se trezesc, dragii mei, da? Deci avem aici trezirea acestei persoane, avem aici acel moment în care înțelepciunea și ceea ce a trăit și ceea ce experimentează în viața sa nu-l mai mulțumești, nu-l mai fac să fie fericit. Știți ce văd? Pentru că e vorba foarte mult de energie în acest tarot al lui Cavendish. Este vorba de faptul că simt că această persoană pierde conexiunea cu tine. Simte că te pierde, pe zi ce trece se răcește mai tare. Pur și simplu nu mai sunteți nici dumneavoastră receptivi la acele mesaje pe care le mai pune din când în când, la telefoanele care le mai dă sau la mesajele care probabil le publică pe rețelele sociale unde dumneavoastră erați acolo, trup și suflet. Sunteți total afară din energia acestei relații și, dragii mei, v-ați propus probabil mult să eliminați din rădăcină această situație, această persoană. Ați încercat poate din greu, dar fără succes, văd aici pentru mulți, să vi-l scoateți din cap. De ce? Pentru că pur și simplu ați încercat să faceți pace cu trecutul dumneavoastră, dar sunt foarte multe amintiri aici care și pe unul și pe altul încă vă țin pe loc. Adică nici dumneavoastră nu ați putut scoate din cap de tot pe acest om, pe el sau pe ea, nici ea nu va uita sau el nu va uita, dragii mei, în funcție de domn și doamne care mă ascultați. Luați doar ceea ce rezonează, pentru că, iubiții mei, văd că acest om a plecat parcă la un drum lung și anevoios, a vrut probabil să-și dovedească ori bărbăția, ori faptul că este super femeie în cazul domnilor și că ea știe mai bine ce are de făcut, că nimeni nu-i dă ei ordine și că, vedeți noastră, încăpățânarea asta prostească i-a dus acolo unde au crezut că le e bine, unde le era locul potrivit, dar nu a fost așa. Se pare că acești parteneri, aceste obligații, aceste situații cu copii, aceste familii în care omul ăsta a încercat să revină sau să repare ceva sau zona lui de confort pe care n-a vrut să o lase, în acest moment îi plătesc facturile, da? Pentru că, vedeți dumneavoastră, a fost ignorant, a arătat dezinteres, a încercat să se detașeze, însă văd că simte încă foarte mult pentru dumneavoastră. Nu este aici o poveste nici de cum terminată, drăguților. Simt că poate mulți aici nu mai comunicați cum comunicați înainte, sunteți blocați, sunteți departe, poate nu s-au mutat cu țara, cu serviciu, încercați să le evitați sau poate pur și simplu omul ăsta stă la scara de lângă, dar nu vreți să-i mai ieșiți în cale, nu vreți să-l mai vedeți, îl evitați cum puteți mai mult și mai tare, da? Pentru că respectivul sau respectiva, vorbesc de aceste persoane, simt, dragii mei, că de data asta vă pierd și vor risca foarte mult. Spun asta pentru că simt că mulți vor aici să revină, să se întoarcă într-o formă sau alta, dar dumneavoastră sunteți absenți pentru că vă străduiți din răzputeri, dragii mei, să stați pe loc și să mai credeți măcar o dată în această persoană, lucru care vă costă foarte tare pentru că ați avut dezamăgiri una după alta, da? Ați fi vrut probabil să dați o lecție acestei persoane, pentru că omul ăsta venea în relația asta doar când avea chef. Văd aici, mai ales în situațiile de triunghi amoros, că dumneavoastră întotdeauna ați suferit, pentru că de câte ori aveați nevoie de această persoană, ori era departe, ori băga scuze, ori pur și simplu nu era lângă dumneavoastră. Multe momente de suferință, sărbători, revelioane, nunți, nu știu, situații cu familia în care dumneavoastră ați fost singuri pentru că el sau ea trebuiau să fie cu ceilalți, cu actualii parteneri, cu persoanele cu care trăiau, cu acolo unde au ales să meargă. Iar pentru mulți, dragii mei, au fost foarte importante într-adevăr și banii, pentru că e clar că și-a pus foarte mult timp baza în aceste situații. A fost un pic egoist, mereu poate s-a simțit atras de o carieră anume, de faptul că financiar era mai bine răsplătit dincolo. Pur și simplu a pus foarte puțin suflet în acea relație, dar a avut multe interese, iar aici unde părmează de fapt vă iubea cu adevărat, a sacrificat tot, pentru că, vedeți dumneavoastră, au fost pentru el alte lucruri mai importante. Acum le regretă și văd că unii, poate dragii mei, chiar v-au plătit
niște favoruri, pentru că simt că nu știu, a fost o diferență aici de mentalitate profundă. Spun asta pentru că parcă simt pentru mulți că ați salvat această persoană de la o mare problemă, de la o situație cu serviciu, de la o situație financiară, poate i-ați pus firma pe picioare, l-ați scos afară din credite, l-ați ajutat cu o anumită pierdere a casei, a custodiei copiilor. Văd aici că au fost niște sacrificii și la nivel de acte sau implicații de acest gen, în care dumneavoastră ați făcut tot ce ați putut și ați realizat la final că doar ați fost folosit de această persoană și cam nimic mai mult. Simt mai mult că energetic, într-adevăr, vă îndepărtați de acest om, pentru că dumneavoastră v-ați învățat cumva lecția și v-ați dat seama că nu mai merită să investiți mai mult. Ce va face el sau ea? Pentru că văd aici și atitudinea acestei persoane. Văd că încearcă să riște ceva, pentru că este preocupat și simte că atunci când nu mai simți acest interes, începe să îl doară. Îl doare răceala ta, îl doare că nu mai ești atât de interesat, atât de să te arunci cu capul înainte, să tragi de această persoană să revină în viața ta. Se simte în acest moment ca un mic viermișor, ce să vă spun, ceva mic și insignifiant, pentru că, într-adevăr, vede că tu ți-ai luat puterea înapoi. Vă voi lua prin surprindere, dragii mei, pentru că simt că acest om vă va căuta, revine într-o formă sau alta, sună sau poate pur și simplu aduce aici o veste într-o formă sau alta către tine ca tu să știi că el încă este acolo, că într-o formă sau alta vrea să vorbească. Poate că mulți credeați moartă această relație și aveați speranță zero, dar văd aici că totuși nu veți mai sări atât de mult în sus de bucurie pentru faptul că acest om va reveni. A fost foarte multă suferință, multă așteptare și parcă simt aici că mulți ați îmbătrânit așteptându-l, nu știu, într-o formă sau alta ați luat o decizie foarte înțeleaptă cu viața dumneavoastră să puteți să vă căutați o dragoste adevărată, iar dacă omul ăsta nu este dragoste adevărată, sunteți dispuși, dragii mei, să vă croiți ceva nou, să faceți ceva diferit, să vă întoarceți acolo unde ați fost fericiți, pentru că e clar că omul ăsta vine după tine cu anumită comunicare, care cred că la început va fi foarte rece din partea ta și ulterior poți să-i dai acolo șansa să explice niște lucruri, să vezi ce mai are de spus. E clar că dacă cineva aici s-a cunoscut virtual, dragii mei, o spun pentru cei care v-ați cunoscut pe rețelele sociale, această persoană va dori într-o formă sau alta să vă vedeți față în față. Poate vă invite la o cafea, vine în orașul dumneavoastră, face cumva ca acest contact, într-o formă sau alta, să ia o formă, da? De să fie pur și simplu fizic, să vă puteți cunoaște, să puteți să vedeți dacă aveți ceva împreună sau nu. Eu cred că mulți aici veți lua această șansă de a reveni împreună într-o formă sau alta, în funcție de cum gândiți dumneavoastră în acest moment despre această persoană. Simt că omul ăsta vrea într-adevăr mult mai mult astăzi de la tine, dar știe că poate nu poate să ofere atât de mult cât tu ți-ai dori, pentru că n-a vrut să se implice cumva în totalitate și acum tu ai acea îndoială că poți să mai crezi în el atât de tare. Cu alte cuvinte, simt că până nu veți avea dovezi palpabile, dragii mei, nu vă mai lăsați impresionați de acest om și pur și simplu toată puterea de care dumneavoastră dispuneți acum, pentru că știți exact ce puteți aștepta de la această persoană, vă va da acel avantaj, iertați-mă, dragii mei, acel avantaj, acea fereastră de a putea dumneavoastră să faceți ce vreți din această persoană și să testați dacă într-adevăr mai merită sau nu să mai fie în viața dumneavoastră. Deci foarte interesantă etalarea. Eu văd aici că mulți veți lua niște decizii, dragii mei, pentru că ați trecut prin foarte multe lucruri, foarte multe situații, ați muncit din greu ca dumneavoastră să vă vindecați, ați vrut pur și simplu să faceți curățenie în viața dumneavoastră și să lăsați, știți cum e, cum să alege neghina de grâu, să lăsați doar grâu, să lăsați ceva ce va crește, ce va prinde formă și ceea ce va face, vă va face fericiți cu adevărat. Simt că mulți nu o să mai acceptați, dragii mei, nimic din ceea ce v-a făcut triști odinioară, nimic din ceea ce v-a făcut rău, nimic din ceea ce ieri v-a afectat, astăzi nu veți mai primi în viața dumneavoastră și sincer vă felicit pentru această atitudine. Bun, haideți să vedem acum literele pentru astăzi, dragii mei. O să scoatem câteva litere ca de obicei. Haideți să vedem ce litere avem pentru astăzi, drăguților. Avem D, avem litera H, litera P, litera A, litera N, dragii mei, litera M, litera B, litera Z, litera G și atât, dragii mei, pentru că văd aici că P și D se repetă, drept pentru care am să le las pe acestea care nu se repetă. Sper că le-am spus pe toate și dacă nu le puteți vedea și dumneavoastră cu ochișorii dumneavoastră ca întotdeauna și știu că sunteți foarte atenți la litere. Sper să corespundă cu cât mai multe persoane, cu inițialele acelor persoane la care v-ați gândit, dragii mei. Și sper din tot sufletul să vă fi luminat această etalare pentru ceea ce se întâmplă în acest moment, în această persoană și ceea ce va dori să facă în perioada următoare, evident. Luați tot ceea ce va folosi din această etalare. Eu sper că
a rezonat cu cât mai mulți dintre dumneavoastră. Eu vă rog frumos să dați like-uri, comentarii, să vă abonați, să apăsați clopoțelul. Ne revedem cu drag data viitoare, iar cei care doriți etalere aveți aici numărul de contact. Vă las, vă pup, o seară minunată și nu uitați că vă iubesc. Pa, pa!